România va intra în spațiul Schengen cu frontierele aeriene și maritime la sfârșitul acestei luni. Astfel, începând cu 31 martie, pasagerii nu se vor mai opri la filtrele de control la graniță pentru a le fi verificate documentele dacă vor să ajungă în spațiul european de liberă circulație. Polițiștii vor rămâne însă în incinta aeroporturilor pentru verificări în cazurile de suspiciune privind posibile fapte ilegale. Tot de pe 31 martie se ridică și controalele la frontierele maritime, dar nu și pe râurile navigabile sau pe Dunăre, considerate granițe terestre. Din 31 martie 2024, Bulgaria și România vor adera la spațiul Schengen cu frontierele aeriene și maritime. Odată cu această dată, se vor face schimbări pe toate aeroporturile din țară, pentru că pasagerii care zboară în țări Schengen nu vor mai face controlul pașapoartelor. Românii își doresc cu ardoare însă, ca și în mediul terestru, să se circule fără restricții. În primul rând, nu o să mai fie aglomerații la aeroport, românii nu o să mai treacă prin filtre. Este bine dacă am intrat și terestru, pentru că dar nu mai stă la cozi interambile. Ar fi bun și terestru. Da, ar fi excepțional. Crezi că ar fi necesar terestru? Este foarte, foarte. Da, foarte, foarte necesar. Totuși este un pas bun? E spre început. Începutul e bun, cel. Totuși credeți că este un lucru bun? Da, foarte bun. Și dacă zădești și terestru, e mai bun. Momentan este un prim pas. Da, da. Făcut de către autorități, foarte bine, un lucru bun. Fostul chestor de poliție, Marian Tutilescu, fost șef al Departamentului Schengen din Ministerul de Interne, a comentat în exclusivitate pentru Terasat aderarea parțială a României la spațiul de liberă circulație. Vor fi mult mai facile, în sensul că fiecare aeroport care operează zboruri în interiorul și în afara spațiului Schengen este obligat să asigure o separare a fluxurilor pentru zborurile Schengen, respectiv non-Schengen. De regulă, această separare se face prin terminale diferite. Terminal Schengen, terminal non-Schengen. Toate aeroporturile noastre au fost verificate. La Ministerul de Interne există o direcție specializată cu experți care fac parte și din grupul de evaluare Cheval, Schengen Evaluation, al Comisiei Europene, și care cunosc foarte bine aceste reguli. Pentru deplasările în state non-Schengen, condițiile de călătorie rămân neschimbate. De exemplu, pasagerii care vor să călătorească într-o țară care nu face parte din Uniunea Europeană trebuie să treacă în continuare prin controlul de frontieră, atât la ieșirea din România, cât și la intrarea în țara de destinație.